Combinatul Liberty Steel și Romgaz au încheiat în prezența premierului Ludovic Orban un acord care va transforma Galațiul în unul dintre cele mai importante centre energetice la nivel național. Cele două companii au convenit asupra înființării unei societăți comune în vederea construirii unei termocentrale cu o putere instalată de până la 600-800 de megawatts. Spre comparație, fiecare dintre cele două unități ale centralei nucleare de la Cernavodă are o putere instalată de 700 de megawatts. Scopul principal al termocentralei va fi de a asigura energia electrică necesară funcționării combinatului la prețuri competitive. De asemenea, va fi un pas important spre reducerea emisiilor de carbon din siderurgie. We have secured, hopefully, the future of this plant through the development of the power plant together with Romgaz. Vom securiza viitorul acestui combinat prin realizarea acestei termocentrale pe gaz natural aici în combinat. Also allowing us to access natural gas, which will be the transition fuel for green steel. De asemenea, accesul la gaz natural va fi de fapt o tranziție către combustibil care să nu fie fosil. Green steel means recycling steel using renewable energy. Green steel înseamnă reciclare și obținerea de energie prin metode verzi. And green steel means producing primary steel using hydrogen and natural gas instead of coal. Dar mai înseamnă și obținerea de fontă și oțel lichid prin folosirea gazului natural în prima fază și mai apoi a hidrogenului. Investiția Liberty Steel și Romgaz va fi una de tip greenfield, cu o perioadă de implementare de aproape 4 ani. Puterea instalată a termocentralei urmează să fie stabilită în urma studiilor tehnice de specialitate. Noi am avansat, de exemplu, putem să spunem acum orice fel de putere, 600 de megawatts, 800 de megawatts. Cert este că Liberty va avea nevoie de consum în bandă peste câțiva ani de circa 350-400 de megawatts. Deci, cât de bine calibrăm această centrală, vom vedea. Nu uitați că urmează studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate care să dea soluțiile exacte și optime pe care vom merge. Deocamdată, asta este, știm exact consumul în bandă al Liberty și știm de asemenea că în sistemul energetic național este loc de a introduce energie. O centrală, depinde de mărime, poate să coste între 500.000 sau 1.000.000 de euro, poate peste 1.000.000 de euro megawattul. Fiind o centrală mare, va costa mai ieftin pe un megawatt. În condițiile actuale, valoarea termocentralei de la Galați ar fi de cel puțin 200 de milioane de euro. Finanțarea ar urma să fie asigurată inclusiv cu fonduri europene și prin schemele de finanțare a mediului de afaceri inițiate de guvern. Noi deja am adoptat în ședința de guvern de săptămâna trecută memorandumul care pune bazele programului de ajutor de stat prin garantarea creditelor pentru investiții sau pentru capital de lucru pentru companiile mari. Este o schemă prin care garantăm credite în proporție de până la 90% și subvenționăm dobânda într-o proporție de până la 50%. Așteptăm aprobarea Comisiei Europene, pentru că orice schemă de ajutor de stat are nevoie de aprobarea Comisiei Europene. În principiu am discutat și suntem optimiști. Imediat după aprobarea de către Comisia Europeană vom adopta actul normativ și schema va deveni funcțională.